Konnichiwa! Salut și bine v-am găsit! Buenos dias! Sunt Spania, bineînțeles, sunt chiar la intrare pe la San Sebastian, îi spune. Și puțină mai multă lumină n-ar strica, știu. Prea multe nu am să vă povestesc pentru că a fost chiar o zi foarte ușoară. Am început foarte devreme și am terminat destul de devreme. Am început pe la 4:30 dimineața, am condus. De data asta n-am avut treabă cu condusul pentru că am băut o cafea și n-am avut stări de somnolență sau ceva să adorm în fața volanului. Să zic că înainte să iasă soarele așa pe la vreo, dar nici n-a ieșit soarele, pe la vreo 5:30, începea să mi se facă somn și obosit, așa nu știu cum să explic. Dar oricum după aia mi-a revenit cât de cât și am reușit bineînțeles să fac baie. M-am chinuit eu iară cu baia pentru că am plănuit să fac baie în pauza de 45 de minute. Și bineînțeles că nu s-a întâmplat așa, n-am făcut baie în 45. A trebuit să mă duc, am venit la Bordeaux, am alimentat 150 de litri. E greu de povestit, dar vă povestesc. În Austria, când am alimentat, am alimentat cu scopul să pun 500 de litri. Nu i-am făcut plinul ca să pot să ajung aici, în Spania, să alimentez de unde e cel mai ieftin. Și tot am venit și nu mi-a plăcut cum arăta în bord, cum mi-arăta câți litri am. Că mi zicea că am 200 de litri și mai pot să fac vreo 800. Și eu, în momentul acela, mai trebuia să fac 200 de kilometri și atunci n-am avut prea multă încredere că înșală ce e în bord și m-am dus fain frumos la Bordeaux și am alimentat acolo încă 150 de litri și acolo m-a prins să fac pauza de 45 de minute și cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat este că acolo n-a fost duș, dar nu-mi place cum stă telefonul deloc și cum dacă n-a putut să fac duș a trebuit să plec să conduc în continuare și să găsesc chiar tot așa o benzinărie pe autostradă. Și am avut noroc că am găsit una pe autostradă, m-am dus repede, am făcut duș, nici cheile nu trebuia să îi le dau. De obicei pe Franța e că dai cheile și îți dă cheile la duș, dar la asta era, cum să zic eu, o cameră specială cu 4 dușuri numai pentru șoferi și erau toate deschise, te duceai, îți închideai ușa și nu te deranja nimeni cu nimica. Am dormit una că mi-a fost somn, pe la 4 m-am culcat, 4:30, am dormit o oră, m-am trezit acolo 6 ceasul și de asta zic că am dat drumul la cameră să filmez după cum am promis și nu fac nimic, editez pe laptop, acum e pentru canalul celălalt și m-am uitat la 2:30, bineînțeles. E o parcare tare ciudată, am tot ce-mi trebuie, deci prea multe n-o să ies, gen ar trebui să ies să fac mâncare, să o prăjesc carne sau cartofi, unde să pun telefonul ăsta. Nu o să mă vedeți cel mai bine pentru că nu mai e nici lumina afară, deja începe, e întunecat așa, hai să vă arăt. Astăzi a plouat toată ziua, și pe Franța și pe Spania, e înnorat afară, nu se mai vede nimic, stau cu fața, așa sunt parcările pe Spania. Ia uite, acum văd că tomberonul l-ai spart acolo, ar fi fost coș de gunoi gen, dar cred că a intrat un coleg în el. Și aici e un stâlp mare, nu știu cu ce e și, nu, așa e parcarea, n-am ce face. În fine, m-am parcat și la revedere. Facem pauza de 45 de minute. Problema este în felul următor, că eu mai am 600, cred că vreo 500 de kilometri până la descărcare și atunci luni descarc, dar nu la prima oră dimineața, la 8. Eu și dacă plec la 3 dimineața, în 500 de kilometri nu-i faci ușor, îți trebuie vreo 6 ore. Și dacă pe la 10 dimineața, dacă totul merge cum trebuie, bineînțeles. Și ziceam că aș fi vrut să fi ieșit, să mă fi dus în spatele remorcii, să îngătesc ceva, să prăjesc. O bucată de carne sau să mi-o fac la, mai degrabă am vrut să zic, să fac la tigaia grătar. Dar plouă, îs moleșit și n-am chef, îs prea obosit. Mâine, când mi s-o face poate foame mai tare, o să facem și treaba asta. Am tigaie grătar, tip grătar. Cum dacă aș putea să o scot de aici. De asta zic. Tada, asta e tigaie perfectă și e grea. Cu asta aș putea să mă și antrenez la biceps, zic și eu, glumesc. No, și cu asta faci un grătar, că al meu aș putea pune și legume, am ciuperci, am luat și ciuperci, aș putea să fac cu ciuperci cu carne.
Bineînțeles, îmi plac și ciupercile să le fac cum le face taică-miu, cum îi spune, o mâncărică din aia de ciuperci, cum e, bă, un fel de tocăniță, cred. Nu prea am chef de nimic, anu, băi, sunt și zile din astea, e zi de lenevit acum, merit și eu, a trecut a treia săptămână super repede, nu-mi vine iară, nu pot să realizez treaba asta. Și urmează a patra. După cum am spus, las la hotărăște coordonatorul în locul meu ce vrea să facă cu mine, mă trimite acasă sau nu, nici mă interesează. Și nu. S-a obosit așa, nu știu, oricum trebuie să dormă seara asta sâmbătă. Scuze, vineri. Vineri seară. Bine, când mă pun în pat nici nu-mi pun ceasul să sune. Să mănânc ceva, să văd ce fac. DNV shoot ca trântorul. Și se simte că nu, s-a obosit. După mează aș mai fi putut să dorm o oră, dar știu că dacă dorm prea mult după aceea nu mai pot să dorm seara. În fine, nu știu ce să vă mai zic. O zi faină, că a mers totul cum trebuie, n-au fost întârzieri prea multe, nu nimica. Și o să continuăm luni. Da, da, da. E o bătaie de cap și cu dușurile astea. Nu s-a potrivit niciodată până acum, gen să nu... N-am nimerit eu, de exemplu. Cam asta s-a întâmplat. Unde nimeream la benzinării, ba, ce știu eu, a fost o fază că atunci făceau curățenie, la parcarea la care m-am oprit nu aveau dușuri și tot așa. Afară plouă, dar ce să mai zic. Cred că o să încheiem acest episod aici, știu că e foarte scurt, prea multe nu am să vă zic. E doar o zi normală, o vineri normală. Vă mulțumesc pentru cei 796 de abonați. V-am mai spus, nu am cuvinte, nu-mi vine să cred. Și nu. Cred că mă mai uit la un serial, la un episod, două, cu Charlie Sheen și cu doi bărbați jumătate și mă bag și eu la culcare, mi-e somn, s-a obosit. Și dacă e să văd ce o să filmez mâine. Poate nu o să fie la fel de plictisitor ca până acum, oricum. Vă mulțumesc mult încă o dată că m-ați urmărit până la final. Eu sunt Daniel, abonați-vă, apăsați butonul de like. Peace, pa, pa, seară faină, weekend plăcut, pa, pa.